Activitatea secției de șah de la CSM Media s-a mutat online în ultimele săptămâni. Șahiștii medieșeni se inițiază în tainele sportului minții pe platforma playchess.com folosind Skype. Toată activitatea clubului CSM Media și secția de șah s-a mutat în partea de online. Folosim două platforme, platforma playchess.com, cea în care ne putem desfășura activitatea de antrenament și partea competițională, partea de competiții șahiste, iar pentru partea de comunicare folosim platforma Skype, astfel încât putem să ne auzim și să ne vedem cu toții. Activitatea decurge în mod normal, după programul pe care l-am avut și fizic în sala de antrenamente de la Biblioteca Municipală, în același program, după cum am avut și până acum. Elevii din Mediaș care doresc să joace șah și să participe la concursul online vor primi conturi gratuite pe platforma playchess.com de la Fundația Elisabeta Polihroniade, organizatorul campionatului național pe echipe mixte. Pentru a accesa această platformă playchess.com e necesară deținerea unor conturi care vor fi primite de toți elevii din municipiul Mediaș care vor dori să participe la competițiile șahiste în partea de online. Să spunem că aceste conturi vin de la Fundația Elisabeta Polihroniade, cea care organizează campionatul național pe echipe mix, cel care tradițional se desfășura faza județeană la Mediaș, așa cum se va desfășura în partea de online, iar pentru a accesa și a se putea înscrie în competiție, necesar să dețină conturi pe platforma playchess.com. Aceste conturi vor veni prin intermediul TerraShark Mediaș, deci toți elevii doritori vor transmite un mail către terrashackmediaș@gmail.com, unde vor solicita aceste conturi care vor fi distribuite în mod gratuit.